Lăudat să fie Iisus Hristos! Bun venit tuturor în această ultima zi a misiunilor populare de la noi din parohie. Ne încadrăm în sfertul academic, ca în orice familie e timp pentru fiecare și mă bucur că am reușit să trăim acest ultim moment tocmai aici, în locul în care, în mod obișnuit, în fiecare duminică, ne adunăm ca familia lui Dumnezeu pentru a ne lăsa hrăniți de El. Astăzi dorim să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul zilelor pe care le-am petrecut, dar și pentru darul zilei de astăzi. Și e foarte important să devenim conștienți de harul pe care îl cerem astăzi, în această ultimă zi, de Duhul lui Dumnezeu, cum vrea să ne conducă, apoi să ne lăsăm conduși și de instrumentele Duhului. În cazul nostru îi mulțumim Părintelui Marius Staloș că în această dimineață va dori să ne ajute să aprofundăm ce înseamnă a aparține unei familii. Familie, tată, mamă, soț, soție, fiu, fică, dar și familie mare, cum suntem noi ca o comunitate, o familie de familii. Și pentru aceasta Părintele ne-a pregătit un program special, Fericirile în familie, dar mai mult nu spun. După cum bine știți, jos sunt copiii dumneavoastră care au parte de un program special, dar va fi și un moment în care ne vom reîntâlni cu toții ca familie. De fapt, programul, probabil l-ați văzut, constă într-un prim moment pe care îl petrecem aici, ni se prezintă tema, apoi un al doilea moment ne vom împărți pentru a împărtăși câteva aspecte legate de fericirile și cum trăim noi fericirea. Și mai mult, înainte de calea crucii, și copiii vor urca sus și ne vor ajuta să vedem fericirea prin ochii lor. Și atunci, într-adevăr, va fi o sărbătoare a familiei, a familiilor și a comunității noastre, iar apoi cu toții împreună vom merge pentru a face calea Sfintei Cruci prin curtea catedralei. Cum îi dau cuvântul Părintelui Marius. Lăudați să fie Iisus și bine m-ați primit. Nu vă spun bine v-am găsit, pentru că dumneavoastră sunteți acasă aici și dumneavoastră mă primiți pe mine în parohia și în familia voastră. Mă bucur să putem sărbători împreună fericirea în familie. Și ca să nu ne meargă cu cântec, să începem printr-o cântare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Unde doi sau trei se adună în numele meu, sunt prezent și eu în mijlocul lor. Unde doi sau trei se adună în numele meu, sunt prezent blândul Iisus, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cum ar zice bucureștenii, eu am decât o veste pentru voi, dar este veste bună. Și anume, noi credem într-un singur Dumnezeu, dar într-un Dumnezeu care nu este singur, ci, așa cum spunea Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea,
Este un Dumnezeu ca o familie, Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Și de aceea îndrăznesc să spun că fericirea creștină prin excelență se trăiește în familie. Dacă nu mă credeți, începeți primul mister de bucurie al Rozariului. Suntem în zi de sâmbătă. Misterele de bucurie sunt mistere de familie. Buna vestire cu așteptarea unui copil, vizitarea rudelor, din nou familii din familii, bucuria nașterii unui copil, bucuria aducerii lui la templu și apoi îngrijorarea când lipsește de acasă, dar bucuria crește și mai mare când este regăsit în templu. Vă doresc să descoperim împreună astăzi că nu există bucurie fără familie, nici familie fără mama noastră cerească, nici familie fără purtătorul de grijă, Sfântul Iosif, dar mai ales nu există familie fără Iisus, care ne dezvăluie familia Tatălui Ceresc. Ceea ce v-am pregătit astăzi pe niște foi sunt niște exerciții de speranță. Fericirile în familie presupun pur și simplu să ne întâlnim și să spunem: uite-te care este speranța pe care o trăim noi în familie. Prima fericire ne spune: fericiți cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerului. Ce înseamnă aceasta într-o familie? Înseamnă că niciun membru al familiei nu le are pe toate, nu le știe pe toate, nu le poate pe toate și nu este toate. Cu alte cuvinte, unul singur nu face niciodată o familie. Și vedem ce înseamnă bucuria de a cere ajutor când nu mă descurc, bucuria de a cere un sfat când nu știu ce să fac, bucuria de a fi împreună când văd că nu e bine ca omul să fie singur. În prima fericire, în relația dintre soți, vă spun o rugăciune de familie dintr-un cuvânt englezesc care înseamnă praise, a lăuda, și care are următorii pași. Puteți să exersați în familie. Praise, care înseamnă aducere de mulțumire, R de la recunoștință, A de la ajutor, I de la intercesiune, S de la căutarea voinței lui Dumnezeu. Nu vă potigniți de literele englezești, ci împărtășiți-vă unii altora cum vă rugați. Familia este prima școală a rugăciunii. Și apoi relațiile cu copiii. De ce insist asupra rugăciunii în familie? În limba română, la sărăcie, în trecut se spunea precaritate. Este un cuvânt latinesc care înseamnă cel care se roagă când nu are. De la precaritate vine și preces, cartea de rugăciuni, și lipsa noastră. Cât de important este să le spunem povestiri biblice copiilor, nu doar din Frații Grimm și din alte povești, ci efectiv alimentate din Biblie, cât de important este să le spunem că sunt o binecuvântare pentru noi și ce înseamnă o binecuvântare de la Dumnezeu, să le arătăm filme, dar creștine, există și desene animate și resurse biblice creștine pe care generațiile noastre nu le cunoșteau, și mai ales
casa familiei este Sfânta Liturghie. Bine ați venit acasă în lăcașul primei fericiri. Mai departe, fericirea a doua ne spune: fericiți cei ce plâng. Într-un fel este fericirea cea mai paradoxală, cea mai greu de înțeles. Cum e posibil să fie cineva fericit dacă plânge? Și aici să recunoaștem că mai ales tăticilor, bărbaților, ne vine greu să cântăm așa cum cântă holograf. Și băieții plâng câteodată, nu-i așa? Ni se pare că este treaba femeilor să plângă, dar de multe ori ne pufnește și pe noi plânsul. Și când nu avem curajul să îl recunoaștem și să-l împărtășim, ne doare de două ori mai mult și încercăm să înecăm amarul. Asta nu vi s-a întâmplat niciodată, doar eu m-am confruntat cu așa ceva. Cât de important este să găsim în familie un loc în care să nu lăsăm emoțiile noastre să moară, dar nici ca ele să ne omoare pe noi. Cât de important să fie casa locul unde să dăm jos masca și să ne bucurăm cu cei care se bucură și să plângem cu cei care plâng. În primul rând, în relația cu Dumnezeu, să mărturisesc ceea ce trăiesc, și când mă bucur și când mi-e greu. Se spune că ceea ce ținem în noi, dacă ține mai mult de 3 zile, acel lucru are soarta unui răposat. Se descompune și ne descompune. De aceea, familia este locul unde împărtășim. Prea mult ne-am obișnuit să mergem cu nașul. Cu nașul ne rezolvăm problemele, de la mersul cu trenul până la mersul familiei. Nu! Vorbesc cu soția, vorbesc cu soțul, apoi, dacă este nevoie, vorbesc cu părinții, vorbesc cu alte familii, prietene. Cât de importantă este această vecinătate a unei alte familii prietenă cu familia mea. Cât de important este să ne acceptăm responsabilitatea și să stăruim în speranță. Când ceva nu merge între soți și cineva ne reproșează că, uite-te, este o problemă, vă rog, nu uitați. Nu voi sunteți problema, ci problema este problema. Să nu confundăm problemele cu persoanele. Chiar dacă ne deranjează un lucru care nu merge, noi suntem mai departe soți și soții unii pentru alții. Și în relația cu copiii, atunci când apar lacrimi, e foarte important să fim în stare să aducem un gest de consolare. Sigur, ținând seama de vârstele lor, de condițiile lor, de realitatea noastră. Dar în lumea de astăzi, toți suntem chemați să purtăm în buletin al doilea nume, Barnaba, fiul sau fiica încurajării. Cea de-a treia fericire pe care vi-o propun să o conjugăm în familie este aceea a blândeții. Aveam un unchi pe care l-am înmormântat cu puține săptămâni în urmă și mergeam la țară, îl vizitam fiind lângă Cluj, împreună cu un frate de-al nostru, Traian, pe care poate unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut aici în Copou. Și respira o blândețe naturală. Unchiul meu de la țară, când l-a văzut prima dată, a zis: uai, ce om e acesta care unge și nu punge, care
unge cu blândețea privirii sale, cu tonul vocii și nu împunge. Cât de mult avem nevoie de prezențe odihnitoare. În cadrul celei de-a treia fericiri, vă rog să cereți două daruri pentru voi și pentru cei de lângă voi. Să aveți parte de o prezență odihnitoare și să fiți o prezență odihnitoare. Gândiți-vă puțin când intrați într-un autobuz aglomerat. Eu mergeam cu 41 din Copou și mă dădeam jos la Târgu Cucu. Când era lumea cea mai, orele cele mai aglomerate, dacă se urca, să zicem, un om al străzii sau, cum spunem, un boschetar, se făcea un crater în jurul lui. Chiar dacă lumea stătea ciorchine și doi pe bancă, în jurul lui nu mai stătea nimeni. Așa suntem și noi când nu suntem bine cu noi înșine și nu avem curajul să ne gândim și la cel de lângă noi. Să cerem darul unei prezențe odihnitoare, dar să fim și noi așa ceva. Ce presupune lucrul acesta? Blândețea înseamnă nu pasivitate, nu să stai ca blegul, ci întâi de toate să poți asculta. Să fim clari atunci când trăim ceva și exprimăm ceva, să fim gata să sesizăm emoția sau starea sufletească a celui de lângă noi și să avem curajul să întrebăm: ce faci, cum îți este? Se spune că cele mai importante momente din ziua unei familii sunt primul minut al întâlnirii și ultimul minut al discuției dintre soți. Se spune că tonul face muzica. Dacă la întoarcere, să zicem, de la serviciu, cineva salută pe celălalt și spune: bună, ce mai faci? Bine. Dacă am transcrie această convorbire, am spune că totul e ok și nu înțelegem de ce s-au spart geamuri sau au fost ca doi porumbei. În fiecare zi a zburat unul pe geam. Pentru că tonul face muzica și tot tonul poate să o și strice. Atenție! Acordul nu este niciodată din două note identice. Acordul presupune o diferență, dar este mare lucru să fie o diferență armonioasă în care fiecare notă e respectată pentru ceea ce este. Mi-amintesc, făceam o pregătire pentru căsătorie în Copou și au venit doi tineri cu accentul lor inconfundabil, pe care eu nu pot să-l repet, și eu le spuneam aritmetica iubirii, că în căsătorie 1 plus 1 trebuie să dea 1. Și tânăra a ridicat mâna ca la școală și m-a întrerupt: ghini, părinții, dar care e 1, al meu sau al lui? Și mi-am dat seama câtă dreptate are și am apreciat-o, pentru că în unitatea familiei nimeni nu înghite pe celălalt ca să fie numai unul, ci fiecare rămâne cu fizionomia sa personală și morală. Și blândețea înseamnă a respecta această diferență. Și am pus aici atenție la nevoi și la dorințe. Nevoile sunt ceea ce ne lipsește ca să fim întregi și dorințele sunt felurile în care ne exprimăm nevoia. Simt că aș bea ceva, deci beau whisky. Nevoia este de a bea ceva, whisky-ul este o formă a dorinței care trebuie văzută în ce măsură ajută și persoana, ajută și familia. Diferența între nevoi și dorințe. Care este nevoia, cum poate ajuta familia și care sunt dorințele noastre. Capcanele
blândeții în legătură cu copiii. Pe de o parte este despotismul, de cealaltă parte este laxismul. Un părinte blând știe să fie și ferm, dar și să propună, nu doar să răspundă, să reacționeze în fața copiilor. Blândețea permite părinților să-și asculte copiii, dar și să fie autoritari. Auctoritas, în limba latină, înseamnă cel care permite să crească, augere, nu pune capac. Știți, pe vremea lui Ceaușescu, majoritatea dintre dumneavoastră poate nu a prins, erau oalele sub presiune ungurești. Știți că Ceaușescu a vrut să le înlocuiască, pentru că erau ungurești și fluierau când fierbea apa. A vrut să fie românești, când fierbe să aplaude. Deci de multe ori suntem ca o oală sub presiune, dar autoritatea nu pune capac ca să înăbușe, ci este acea tutelă care permite să crească, asemenea unei sere. Voi sunteți serele copiilor voștri. Fericirea a patra, dacă mai aveți răbdare să le parcurgem pe scurt, dar cel mai important vă împărtășiți dumneavoastră și vreau să aflu și eu de la dumneavoastră. Fericirea pentru foame și sete de dreptate. Mi-a spus cineva la începutul întâlnirii noastre, părinte, să-ți amintești de fericirea a patra, după masă, după calea crucii, când ni se va face foame. Sigur că da, ne-am gândit și v-ați gândit și la acest lucru, dar în fericirea după foame și sete de dreptate, să ne gândim în familie ce înseamnă grâul și neghina. Noi creștem grâul care să ne hrănească, dar în același timp creștem și neghina care o să ne rănească. La noi, unul dintre primii misionari iezuiți era părintele Olivo, care și acum se mai găsește la Cluj și care predica după înmulțirea miraculoasă a pâinilor, spunând că Iisus este mintuitorul lumii, El pe toți ne-a mintuit. Și cu numai 5 pâini și 2 pești, a rănit 5.000 de bărbați, el fiind italian, a mâncat hașul. A rănit 5.000 de bărbați fără să numere femeile și copiii. Ce ne hrănește și ce ne rănește în viețile noastre? După ce anume ducem foame? După ceea ce ne hrănește sau după ceea ce ne rănește? De aceea avem nevoie în setea noastră de dreptate, ca să nu ne facem singuri dreptate, să avem o călăuză spirituală. Există pentru fiecare familie posibilitatea să-și caute un prieten spiritual, un părinte spiritual, care de multe ori poate să fie ca un reper în relațiile uneori dificile din familie. Nimeni să nu rămână singur, nu doar în însoțirea familială, dar la fel și în însoțirea spirituală. Și este foarte important în această foame după dreptate și în setea după dreptate să ne rugăm împreună. Țin minte, nepoții mei au crescut de multe ori ca în orice familie, cu situații de tot felul, și de încercare și de bucurie. Și când vedeau că sunt probleme între părinți, spuneau, mergem și le spunem ce trebuie după ce se roagă. Pentru că acolo era momentul întâlnirii, acolo era momentul împăcării. Să folosim rugăciunea, mai ales pe cea de seară, ca un moment de împăcare și să ne amintim de ce spune scrisoarea către Efeseni.
Nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră. Și dacă reușiți și aveți curajul, să încheiați ziua spunând: Tu ești binecuvântarea Domnului pentru mine. Nu cunosc o declarație de dragoste mai puternică decât aceasta. Mai departe, fericirea a cincea, dacă mai răbdați puțin, milostivirea. Milostivirea în familie cu cele două fațete ale sale. Nu vreau să spun că milostivirea e iezuită, ci vreau să spun că milostivirea cunoaște faptele de milostenie sufletească și faptele de milostenie trupească. Hrănirea celor flămânzi începe cu copiii din familie, îndestularea celor însetați de asemenea, îmbrăcarea celor goi începe cu îmbrăcarea celor mici. Adăpostirea celor fără de casă începe cu grija pentru a avea un cămin și un atelier pentru cei din casă. Și așa mai departe, vizitarea bolnavilor începe ca și în casa lui Petru, nu numai cu soacra, ci cu persoanele bolnave din casă. Și la fel putem declina orice faptă de milostivire trupească și sufletească, începând cu familia. Și aici vă rog să rețineți că milostivirea comportă trei lucruri. Unul care ține de ochi, să văd nevoia, poate înainte să mi se spună. Recunoașterea nevoii, apoi să simt ce îmi spune inima, emoția pe care o trezește în mine vederea unei nevoi, să mă las mișcat. Milostivirea este iubirea care ne urnește și apoi mâna, fapta, ce pot să fac în acea situație. S-ar putea să vedem, s-ar putea să simțim ceva și mergem ca levitul sau preotul din parabola bunului samaritean. Aici am spus, e foarte important să alimentăm milostivirea cu cărbunii iubirii. În limba engleză la cărbune se zice coal și am folosit un acronim spunând că e nevoie de deschidere sau de curiozitate, de deschiderea inimii și de acceptare. Să vedem și această milostivire cum se manifestă între soți și la fel în relațiile cu copiii. Rețineți, nu există oameni răi, ci medii nocive, și pentru soți, și pentru copii, și pentru părinți. Există educații nocive și nu copii răi, exemple nocive și nu oameni răi, gândiri nocive și nu oameni răi. Să ne ferim de noxe. Am fost odată în Moldova și ne-a oprit la graniță spunând: plătiți fumuitul? Și mă gândeam, ce e că nu fumez? Taxa pentru poluare. Deci trăim într-o lume poluată, dar oamenii nu trebuie confundați cu aceste medii nocive. Și milostivirea face această diferență. Cea de-a șasea fericire a celor curați cu inima, căci ele îl vor vedea pe Dumnezeu. Aici spun un singur lucru: fiți creatori de intimitate și nu doar consumatori ai intimității. Descoperiți că în familie există cinci feluri de intimitate și nu doar una singură. Există o intimitate a trupurilor, dar cine vorbește în familie despre intimitatea afectivă, emoțională? Cine vorbește despre intimitatea intelectuală? Spune-mi ce gândești tu, îți spun ce gândesc eu. Cine vorbește despre intimitatea spirituală? Ce crezi tu, în ce biserică mergi tu,
Ce cred eu, la ce biserică merg eu? Cine vorbește despre intimitatea socială, care pornește și se întoarce la două întrebări? Cum ți-a mers ziua? Nu ca să te spionez. Eram odată la Madrid, îi sună unuia telefonul lângă mine și zice: ¿Qué tal, hey? ¿Qué tal este forma de salut spaniol? Și hey, mi-am dat seama că era de pe lângă Bahlui. Și zice: unde ești? Nu ti cred, arată-mi pe telefon. Dacă ajungem la asta, ce mai faci este o lovitură și nu este o legătură între soți. Prima întrebare este interesul: unde ești, cum îți merge viața când nu sunt eu de față? Și cea de-a doua mare întrebare: cum ne programăm timpul împreună? Serile, weekendurile, reculegerile și vacanțele. Da, ați auzit bine. Reculegerea este unul dintre cele mai puternice lipiciuri familiale pe care le-am cunoscut. Dacă puteți participa împreună la un pelerinaj, așa cum a făcut familia sfântă, lucrul acesta echivalează cu două luni de concediu. Asta nu înseamnă să renunțați la concediu. Țineți-le și pe unele, fără să renunțați la celelalte, cum spune Mântuitorul în Evanghelia după Sfântul Matei, la capitolul 23, rimează. Dar nu uitați că aici găsiți lipiciul cel mai puternic pentru voi. Ce ați făcut unul în absența celuilalt, ce faceți în prezența lor? Și nu uitați, astăzi ceea ce numim curăție nu se limitează obsesiv asupra relațiilor intime, ci se traduce printr-un cuvânt foarte apreciat în zilele noastre: integritate. Și integritatea este neprihănirea, care presupune abnegație, credință, responsabilitate, respect, bucurie și simțul pentru persoană, alături de intimitate. Deci, hanul celei de-a șasea fericiri spune: simțiți-vă ca în familie, dar creați intimitate, nu doar gândiți-vă cum să o consumați. Fericirea șaptea este profetică pentru noi astăzi. Iisus spune: fericiți făcătorii de pace și nu cei care visează la pace. Pacea presupune să fie construită ca o casă în familie și nu poate fi construită de unul singur. Pacea are nevoie de contribuția tuturor. Și asta presupune în familie o anumită ordine. V-ați gândit să existe timpi, cum ar spune Coheletul, pentru a vă juca, timp pentru a vă ruga, timp pentru a face curățenie împreună, timp pentru a face temele împreună, timp pentru a lucra, timp pentru a se ruga. E foarte important ca acești timpi să fie trăiți împreună. Știți de unde vine împreună în limba română? Este unul dintre cuvintele care mă fascinează. Împreună înseamnă înspre una. Încă nu suntem una cu totul. Încă mai avem sare de mâncat pentru a fi cu totul una. Dar asta înseamnă că mai avem de lucrat, de trăit și de îmbunătățit, zi după zi. Ce putem face astăzi, nu doar între soți, dar și cu copiii, pentru a fi mai multă pace împreună? Pacea din Ucraina începe în inima familiei mele. Și fericirea a opta: fericiți familiile prigonite din cauza dreptății. A lor este împărăția cerurilor. Fericirea aceasta ne-o spune fericitul Vladimir Ghica,
Un om drept se vede în condiții nedrepte. O familie dreaptă se vede cel mai bine într-o lume nedreaptă. Nu înseamnă să căutăm nedreptatea cu lumânarea, ci să căutăm dreptatea în întuneric, așa cum vom face în Vigilia Pascală. Și aceasta înseamnă să văd cum putem traversa conflictele din casa mea, din familia mea, din comunitatea mea, ca pe un paște, prin reformularea problemei, prin răbdare și prin rugăciune, mai ales în fața copiilor aflați la vârsta cea mai dificilă a adolescenței. Nu le țineți lecții, ci ascultați întâi. Faceți planuri împreună și nu doar temele pentru acasă. Fiți puternici prin blândețe, că ea nu înseamnă slăbiciune, și mai ales rugați-vă voi tineri de toate vârstele. Mă opresc aici cu acest îndemn de a conjuga la plural fericirile în familie. Vă invit să ne împărțim în grupuri, astfel încât fiecare să rămânem cu o singură fericire, dar pe care să o aprofundăm și să o putem împărtăși cu alte familii asemenea nouă. Îl rog pe Părintele Daniel să ne învețe tabla împărțirii. În familie, înmulțirea se face prin împărtășire.